Autoritățile ucrainene anchetează posibile crime de război ale militarilor ruși în teritoriile eliberate. În satele recucerite recent din regiunea Harkov, procurorii au depistat șase cadavre cu urme vădite de tortură. Relatările localnicilor și probele adunate de oamenii legii ar confirma afirea criminală a militarilor ruși, constatată în Bucea și alte suburbii ale Kievului după primele luni de invazie. În nord-estul Ucrainei, contraofensiva apărătorilor a făcut posibilă recuperarea unui vast teritoriu și gonirea trupelor ruse. Dar în zonele proaspete liberate, ușurarea și tristețea se împletesc pe măsură ce apar relatări despre torturi și crime din timpul îndelungatelor luni de ocupație rusă. Bărbatul din imagine a fost ținut închis de invadatori în condiții inumane, mai bine de 40 de zile. M-au băgat în celulă și m-au forțat să țin două fire atașate la un generator electric acționat manual. Cu cât îl învârți mai repede, cu atât tensiunea este mai mare. Mi-au zis că dacă le scap din mâini, mă omoară. Îl tot învârteau și puneau întrebări despre actualii și chiar foștii militari ucraineni din localitate. Nu credeau că le spun adevărul și au continuat așa două zile. Balacleia a fost eliberată pe 8 septembrie, după ce a fost ocupată timp de mai bine de șase luni. Epicentrul brutalității a fost secția de poliție a orașului pe care forțele ruse au folosit-o drept sediu și de unde se auzeau constant strigătele celor torturați. -a -l -a -l -a -l -a. Fica mea era foarte speriată, nici noaptea nu dormea liniștit, tresărea și se trezea într-una, deși am avut grijă de ea și am protejat-o cât am putut. O cruce din lemn marchează mormântul improvizat al unui taximetrist numit Petro Șepel. Pasagerul său a cărui identitate este încă necunoscută zace lângă el. Autoritățile care au excumat cadavrele victimelor spun că bărbații au fost împușcați de ruși. Petro a fost singurul fiu al Valentinei. Vreau să-l întreb pe Putin de ce mi-a ucis fiul, pentru ce, cine l-a rugat să vină aici cu asemenea arme teribile. El nu ne ucide doar copiii, el ne ucide și pe noi, mamele. Mă adresez tuturor mamelor lumii, răzvrătiți-vă împotriva acestui asasin. La această etapă nu au fost constatate dovezi de atrocități de amploare a celor din Bucea. Potrivit procuraturii de la Kiev, de la începutul invaziei și până în prezent au fost documentate peste 46.000 de crime de război comise în contextul agresiunii ruse. Acestea au dus la moartea a 7.000 de civili, între care 382 de copii.